dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că cel mai puternic bărbat al Sfintelor Scripturi, fizic vorbind Samson, a căzut în păcatul adulterului. Cel mai înțelept om al Sfintelor Scripturi, evident afară de persoana lui Hristos, pe nume Solomon, a căzut în păcatul curviei. Și Biblia spune în Emia 13 cu 26 că femeile străine l-au tărât pe Solomon, l-au tărât în iubire măcar că nu era niciunul ca el în tot poporul, iubit de Dumnezeu. Te uiți la David, cel mai vlavios împărat pe care Israel l-a avut și era și proroc pe deasupra, a căzut în păcatul acesta teribil. Și când te uiți la aceste trei mari personaje, cel mai puternic, cel mai înțelept și cel mai vlavios om, care au căzut în păcatul acesta, atunci fiecare dintre noi trebuie să spunem ce a zis Apostolul Pavel. Cine crede că sunt picioare, să ia seama, să nu cadă. Nimeni să nu se creadă prea puternic în domeniul ăsta. Înainte să fii pastor, înainte să fii pastor, înainte să fii coris sau coristă, înainte să fii o femeie pe care Domnul folosește, nu uita, mai întâi ești bărbat sau ești femeie. Și prin sângele tău nu curge cerneală, ci curge, prin venele tale nu curge cerneală, ci curge sânge. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă să veghem, de ce? Pentru că diavolul răcnește ca un leu și caută pe cine? să înghite, spune Biblia. Uită-te în Sfânta Scriptură și vei vedea că oamenii lui mari lui Dumnezeu au căzut în cele mai puternice puncte ale lor. Deci dacă este cineva în seara asta și eu n-aș putea să că niciodată în așa ceva, eu tu nu mă cunoști, ascultă-mă, unde te crești cel mai tare și spui că n-ai problemă, acolo poți să fii cel mai vulnerabil. Uită-te la Ilie. Punctul lui foarte care a fost? Îndrăsneala, nu? Foc din cer. Au omorât, spune Biblia, au omorât toți prorocii bal. Unde a căzut Ilie? Unde a fost cel mai tare? A venit o femeie și a zis, mâini, o omor. A intrat în depresie. Care a fost punctul tare al lui Moise? Cel mai blând om de pe fața pământului. De ce n-a intrat în Canaan? Pentru că acolo unde a fost cel mai tare, s-a enervat odată și a vorbit ce nu trebuie. Și pentru că nu mai sfințit în fața poporului, zice Biblia. Și a spus, oare va putea Dumnezeu să scoată apă din stânga? Ai pus la îndoială caracterul meu. Pentru asta, nu mai intri în Canaan. Care a fost punctul tare al lui Petru? Doamne, dacă toți ăștia te vor părăsi, eu niciodată. Unde a căzut Petru? În punctul lui cel mai tare. Și am putea să continuăm cu mari personaje, cum ar fi David, curăția mâinilor lui, om după inima lui Dumnezeu. Unde a căzut David? Unde a fost cel mai tare? De aceea zice Biblia, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Niciodată să nu zici niciodată. Și asta e foarte adevărat, dar să spui așa, niciodată prin harul lui Dumnezeu. Că dacă Domnul își ia mâna de peste tine, frate și soră, oricât de vlavioasă e fi, o sora cu tare, fratele cu tare, ascultă-mă, dacă 5 secunde își ia mâna Domnul peste tine, poți să fii în stare de cele mai teribile păcate. De aceea să spui niciodată prin harul lui Dumnezeu. Psalmul 21 cu 7 zice Biblia așa, bunătatea celui preanal mă face să nu mă clatin. Nu mușchii mei, nu că eu n-am problemă, bunătatea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înălțăm pe Hristos, lăudați și onora să fie numele Domnului. Unul din versetele mele preferate din Sfânta Scriptură este din Psalmul 119 cu 92, unde Biblia spune așa, Dacă n-ar fi fost legea ta de sfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Adică Esra, se pare că Esra scris, era cărturar, are un psalm de 176 de versete. Doar în 8 versete nu există cuvântul de lege, mărturie, orânduiri, cuvânt. Restul, în toate versetele, este ideea de cuvânt. Adică un om obsedat de cuvântul lui Dumnezeu. Vedea Biblie peste tot, cuvânt, Biblie, o rânduire, legi, porunci, peste tot. Și el vine și îi spune așa, frate Gabi, a fost la un moment dat o perioadă când eram pe buza iadului, eram pe buza prăpastiei, era cât pe ce să mă prăbușesc în ticăloșia mea. Dar dacă nu m-am prăbușit în ticăloșia mea, este pentru că am făcut din legea lui Dumnezeu desfătarea mea. Dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, repet, aș fi pierit în ticăloșia mea. Rezultatul care este? Dacă divorțezi de Biblie, dacă nu faci din legea lui Dumnezeu desfătarea ta, dacă nu te imunizezi cu Evanghelia care este puterea lui Dumnezeu, când vine testul, când vine ispita, indiferent cine ești, o să pieri în ticăloșia ta. Și nu mă o să se spună, fratele la bun, soraia bună, da, fratele la bun, soraia bună. Pentru că nu a mai sta cu capul în scripturi. Și când a venit ispita, nu a avut imunitate. Și diavolul l-a aruncat la pământ. Da, prorocul ăla, da, prorocul, păstorul, da, păstorul ăla. De ce? Pentru că undeva în spatele ușilor închise. N-a mai stat cu cuvântul lui Dumnezeu. N-a făcut din, din, Biblie desfătarea lui. Și pentru că n-a luat vitamină spirituală. A fost o chestie de timp. Și bang, a căzut. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne păzească, frați și surori, și să spunem, Doamne, pune mine drag de cuvântul tău. Uite-te la Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos are peste 250 de citate din Vechiul Testament în, în prelegerile lui. De unde, de unde a avut Iisus Hristos atâta Biblie în cap? Voi credeți că Iisus a născut cu Biblie în cap? No way! Biblia spune în Luca 2 cu 52. El creștea în înțelepciune și în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și în, în vremea aceea nu avea o Biblie pe cap de locuitor. Trebuia să meargă la sinagogă. Era foarte scumpă, piele de vițel pe treste bătucită. Vă imaginați, frate, câți viței trebuia să fie sacrificați să ai Isaia de 66 capitole? Numai oamenii bogați, famenii etiopian, ministrul de finanțe, l aș o permis să-și Biblie. Dar oamenii de rând trebuia să meargă acolo. Tu citești scrollul lui Ieremia, vezi, după aia îți dau eu Isaia și facem schimb. Noi avem atâtea Biblie, frați și surori. Și am 31.102 de 1102 versete în Sfânta Scriptură. Am aproape 8.000 de promisiuni în Sfânta Scriptură. Și când diavolul vine și te ispitește în fel și chip, trebuie să fii în stare să iei cuvântul lui Dumnezeu să spui ca Iisus. Este scris, este scris, este scris. De aceea nu ca de ce. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Frate și soră, dacă ești leneș cu cuvântul lui Dumnezeu, nu spre eu nu sunt pastor. E o gândire foarte sucită și foarte anapoda în mintea noastră a evanghelicilor. Dacă vezi, de exemplu, un băiat bun care îi place Biblia, ă, să meargă la teologie. Să meargă repede la teologie. De ce? Să ne scuzăm noi că noi nu suntem cu Biblia. Avem noi profesioniștii noștri. Când Evanghelia asta e care puterea lui Dumnezeu, trebuie să o mâncăm toți. Nu doar doi, trei profesioniști, să spunem așa, cu facultate. Că dacă nu mănânci Scriptură, mori. E o chestie de timp. Și mă rog ca Dumnezeu să ne păzească. La bătrânețe să nu fiu, să nu fiu, să, nu fiu, să nu fiu acru, să nu fiu, să nu fiu lipsit de putere spirituală. Și să mă uit la un John McCarther, să mă uit la un Zach Punan, să mă uit la un John Piper, oameni de 70 și ceva de ani, care la bătrânețe sunt plini de suc și verzi. Și zic, da, se poate, frate, da, se poate să termin cu motoarele pornite pentru Isus Hristos. Se poate, soră, să termin cu motoarele pornite pentru Hristos. Atunci ce să fac? Adapă-te din cuvântul lui Dumnezeu. Ascute săgețile acum cât poate nici și în ispită. Că în vremea războiului nu mai e timp să-ți ascult săgețile. Ascute-le acum, citește acum, roagă-te acum, zdrobește-te acum înaintea lui Dumnezeu. Ca în ziua ce rea, să rămâi în picioare, lăuda să fie Domnul. Să nu faci rușine în numele Lui Hristos. Problema nu e de tine și asta e o problemă. Dar să nu sufere onoarea Lui Hristos. Să nu sufere Hristos în fața lumii. Să spui, Doamne, ajută-mă să rămân, Doamne, pe stâncă, lăuda să fie Domnul. Amin, frate și soror? Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos a blestemat smochinul? După ce l-a blestemat, zice Biblia, zic că a, a doua zi ucenicii au trecut pe lângă smochin. Și au zis, Doamne, iată că smochinul care l-ai blestemat s-a uscat din, din rădăcini. Știți unde se usucă cineva prima dată? La întuneric. Unde sunt rădăcinile? Nu le vezi, la antuneric. În spatele ușilor închise. Că nu mai citești din Biblie. Nu te mai rogi. Nu te mai doare, nu-ți mai plângi păcatul, nu mai lupți. Și o chestie de timp, că dacă nu stai cu rădăcinile ca un pom, să din lângă un izvor de apă, care e cuvântul, asta e apa, asta e energia mea, asta mă ține verde. Nu facultatea de teologie, nu doctoratele, nu evanghelizările, ci cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă divorțezi de timpul ăla de părtășie și nu mai stai cu rădăcinile în apă, o să vadă ucenicii și Domnului și o să zică, mă, predică, mă, zice, da, nu zice rău, dar parcă nu mai emană atmosferă spirituală, nu mai putere. Mă cântă, mă, ca o privighetor, da, mă, că... Dar degeaba nu mai are, îi ceva, zice eu, ceva i-a furat puterea. Și nu e un păcat să pui mâna aici, să se vadă. E un păcat sub braț, e un păcat în talpă, care numai el cu Dumnezeu o știe. Și ce să faci atunci? Stai cu capul în scripturi. Stai cu rădăcinile unde? În apă, în cuvântul lui Dumnezeu. Hrănește-te, vitaminizează-te, imunizează-te. Că dacă nu faci din legea lui Dumnezeu desfătarea ta, indiferent cine ești, vei cădea în ticăloșia ta. O, frate, este un mesaj pentru tineret. Nu-i pentru tine, și pentru bătrâni. Și bătrânii cad în curvie. Și prorocii cad în curvie. Și pastori. Și evangeliști. Zilele trecute, nu? Mâna dreaptă a lui John Carter, Stephen Lawson, la 75 de ani, bang! În Dallas, trei mari păstori în vârstă, 10.000, 15.000, 4.000 de membri, Robert Morrison, Tony Evans și Mike Baikl, mari pastori, mii de oameni, bang, 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 într-un singur stat. Nu zic eu sunt eu, eu nu mai explicit frate. David avea 50 de ani. 20 de ani trecuse de când a fost uns împărat, n-a avut niciun război pierdut. Era în culmea succesului, era în culmea succesului militar, familiar, material, avea de toate. La 50 de ani de zile, când era cel mai peval cum ar veni. A dat cu el de pământ. Și avea 50 de ani, n-avea 18 ani. Atenție la succes. Ești cel mai vulnerabil când ai succes. Când ai succes, să știi că diavolul nu vrea să te facă să-l urăști pe Dumnezeu, ci vrea să te facă să te plictisești de el. În loc să meargă la război, era plictisit băiatul, nu? Și pentru că era plictisit, a stat un pic să se uite. Și au văzut-o pe Baceba, o femeie fără rușine. Asta e Baceba. O ispită. Pe cum să faci tu duș domne afară? Măcar pune ceva după tine. Nu i-au făcut să se vadă. Casa împăratului era sus să vadă tot poporul și era acolo. Păi, tu, tu, nu te gândești, pe Nici Nicio puditate, nicio o rușine. Și totuși, David nu zice, ia-i de vină, Eva e spicit. pichit, șarpele nu zice, îmi cunosc bine fără de legea mea, eu n-am avut frâne, eu n-am avut imunitate, împotriva ta am păcătuit, eu! Și cred că Dumnezeu l-a reabilitat pe David și l-a reabilitat pentru că pocăința lui a fost mai mare decât păcatul lui. David nu s-a scuzat. David n-a venit cu argumente, ai probe video, nu-i adevărat, nu-i adevărat, nu, adevărat, nu adevărat. David când a venit Nathan și l-a mustrat, după un an de zile, în care s-a dus la biserică, la cortul întâlnirii, Biserica l-a văzut și a zis, mă, ce cu David? Că nu mai cântă, mă, ce cu el? Mă? Un an de zile, taci. Mâna Domnului apasă. ce cu David? Nu, poate are ceva probleme de familie, mă, nu ce cu David? Poate îl doare ceva. Un an de zile e mort spiritual. Și vine Domnul și-l prin prorocul Nathan și David se pocăiește. Și David plânge înaintea Domnului. Și acum ascultați, din momentul căderii lui și până la moarte, David nu mai compune psalm de bucurie. În tot psalmii există vorba lui Spurgeon, horcăială, parcă e o babă de-aia de 90 de ani de zile care horcăie. Nu mai are putere. Rana mea, coptura mea, săgețile tale. Și-o pierdut bucurie. Niciun păcat nu lasă traume mai adânci în viața unui om decât păcatul sexual. Ai furat banii, dai înapoi, dai dublu, triplu. dacă ai furat virginitatea unei fete, dacă ai furat nevasta cumva, cuiva, cum o dai înapoi? De aceea zice Biblia, fugi de poftele tinereții, care poate să fie și la 70 de ani. Fugi de ele. Este singurul păcat în Biblia de care Biblia spune să fugi. De toate păcatele și Biblia luptă, luptă. Păcatul ăsta zice, nu lupta cu el. Biblia zice, fugi! De ce? Pentru că instinctul sexual este la fel de puternic ca și instinctul matern. O mamă din instinct, dacă își vede copilul în pericol să s-aruncă ea sub tir, numai să scape copilul. Nici nu gândește, draga de ea. Instinct matern, pe picior de egalitate. Instinctul sexual. Fugi! De ce? Că e foc de aia să fugi. Nu, no, eu nu. Lasă-ți mândria. Și spune, Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc, Doamne. Și fugi. Fugi. Uitați-vă la Iosif. Departe. 2000 de kilometri, probabil. De casa tatălui său. Fără Biblie, fără pastor, fără biserică. Fără mijloacele harului, fără cor, fără orchestră. Am auzit orchestra fratele Nicu de multe ori când acum mi s-a părut de best. Domnul să vă binecuvânteze. Amen. Fără atâtea mijloacele harului. Singur, Plin de discoteci în Egipt. Pe val. Avea bani. Era cel mai bine văzut. Și nevasta lui Potifar. O scorpie de femeie. Drog în ochi. Se uita la el. În King James zice, She cast long eyes. Arunca priviri lungi asupra lui. Drog în ochi. Atașamente emoționale păcătoase. Și Biblia spune așa, în fiecare zi, ca picătura chinezească, o zic, colcă-te cu mine, colcă-te cu mine, colcă-te cu mine. Și zice Iosif, a zis întotdeauna, nu, 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 la dată l-o prins singur. să a colcă-te cu mine. Ești un obiect, ești un sclav, te-am cumpărat, fac ce vreau să crezi tu asta. Și istoria spune că Iosif a zis, nu, că mă vede Dumnezeu. Și în momentul ăla femeia, spune istoria, și da, a fost fusta jos, și-a -o pus-o pe zeul ăla de piatră care era acolo în cameră, pe bustul ăla. i pus fusta pe ochi și o zis, uite, vezi, Dumnezeu nu vede. Și Iosif vă zic: dar Dumnezeul meu vede. Dumnezeul meu vede. Și a spus așa, și atenție pentru toți sfântocanii din bisericile noastre care nu citesc Biblia, îți numai așa bun de gură. Nu există păcat mare și păcat mic, frate. Să nu-i credeți. Pentru că asta vă va duce în ruină. Uite ce zice Biblia Geneza 39 cu 9. Zice Biblia așa. Iosif a zis, cum aș putea eu să fac un rău atât de mare împotriva lui Dumnezeu? Cum se uită Iosif la păcatul sexual? Cum se uită? A, bă, păcat, frate, mă, că fur creonul cuiva sau că-i fur nevasta, e tot una, mă, frate, e furt. E tot una. Iosif e sănătos, asta nu i miop spiritual. Se uită la păcatul sexual ca la un rău atât de... Zice, stare, Mare! Uitați-vă listele de păcate, 95% din listele de păcate care le avem în Noul Testament. Întotdeauna în cap de listă sunt păcatele sexuale. Și dacă e adevărat că grecii când făceau listă, le puneau în ordinea importanței, nu în ordinea cronologică. Faptele firii sunt cunoscute, curvia, necurăția, patima, poftarea. Omorâți mădurare voastre, curvia, patima, poftarea. Întotdeauna vei vedea în cap de listă. De ce? Pentru că păcatul sexual este un păcat mare. Omoară atunci păcatul. Ca nu cumva păcatul să se omoară pe tine. Nu cumva să distrugi onoarea lui Dumnezeu pe strada ta, în orașul tău. Să stingi lumina ochilor din copiii tăi. Chiar dacă nu se lasă cu sarcină, plătește emoțional. Plătește emoțional. De aceea zice Biblia, fugi. Pentru că este singurul păcat făcut în trup. Doamne, păzește-ne. Amin. Amin? Cine cade în păcatul ăsta? Mândri. Când auzim de oameni care au căzut, să știți, întotdeauna cauza, rădăcina, este mândrie. Pentru că Dumnezeu își împarte cu noi bunătatea, dar nu își împarte niciodată slava. Te lasă Dumnezeu, dar când te atinge de slava Lui, e o chestie de timp. Și Dumnezeu știe ce face? Păc! Te desuflă te-ai prea umflat, frate. Și în momentul ăla știi ce face Dumnezeu? Te desuflă. De ce credeți voi că zice Biblia pe unul care s-a întors de curând, mare boxeor, mare atlet, mare politician, nu repede îl ordinezi, mă! Nu-l pui repede în slujire, că au fost mare în lume. Dă-i biberonul. Să nu fie întors de curând, zice, de ce? Că dacă e întors de curând și tu, repede îl ordinezi, ăsta va cădea în cursa diavolului. În osânda diavolului, zice din Timotei. Și care a fost osânda diavolului? Și Domnul Iisus spune. Deci am fost martor ocular când tata meu l-a aruncat pe satana din cer ca un fulger din cer cu 300.000 km pe secundă. Așa l-a aruncat Dumnezeu tatăl pe satana din cer, pe Lucifer, Luceafărul. De ce? Mândrie. Asta a fost o sânda de -al. Mândria? Mândria o dat cu el de pământ. Lasă-l, domnul Iisus, să crească, că dacă îl ordinezi rapid și dai slujbe în biserică rapid, Ăsta se va crede așa de șmecher, așa de tare, încât să zice, bă, bă, tu de 40 de ani pocăit cu Biblia, tu e zero, că eu, eu, eu sunt față, bă. Și n-are imunitate pentru duhurile răutății care vor veni împotriva lui și îl vor face praf. Lasă-l să crească spiritual. Dă-i lăptiuc. Ca nu cumva să cadă. Și cum cad oamenii ăștia, cum îi disciplinează Dumnezeu, îi lasă Dumnezeu. Repet, Dumnezeu e gelos pe slava Lui. Dumnezeu nu-și împarte slava cu nimeni. Dumnezeu merită toată slava și toată gloria. Amin, frate și surori? Amin. Proverbe 22 cu 14 spune așa. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul? De ce o sare? Acela cade în ea. Când auzi cu mare om, o căzut, Corvia este o formă de disciplină. L-a Dumnezeu. E disciplina lui Dumnezeu. Uitați ce zice Biblia. Plângerile lui Ieremia. Capitolul 4, versetul 20. Suflarea vieții noastre. Unsul Domnului, care ne dădea oxigen spiritual, învățăturile lui, trăiam prin învățăturile lui. Unsul Domnului a fost prins, spune Biblia. Unde? În gropi, în capcanele diavolului. El despre care zicea, fratele cu tare, o sără cu tare. El despre care vom trăi sub umbra lui, sub învățătura lui. A fost prins în gropile lui, în gropile lor. Și diavolul face gropi. Se spune că există trei curse pentru un slujitor și nu numai. Banii, femeile și mândria. Mândria, banii, mândria, banii și femeile. Puneți în ordine, ordine vreți. Americanii le-au aliterat. Sex, silver and success. Gold, glory and girls. Și știți cum se întâmplă? Anatomia curbiei, Aș începe să spun ce zicea Zeac Cel mai greu lucru pentru Dumnezeu este să găsească un om în care să investească daruri spirituale și după 20 de ani de zile să-l vadă tot smerit. Asta e cel mai greu lucru pentru Dumnezeu. Că de obicei când Dumnezeu dă darul cuiva, ce face omul ăla? De obicei ce face? Se umflă! Și atunci Dumnezeu știe ce face? el e pe satana și ce face? Să-l desumfle pe ăla. Cum se cade? Nimeni nu cade în păcatul ăsta dintr-o dată. Există o anatomie. Îți dă Dumnezeu un dar spiritual. Mm, vai, ce tare ești tu. Mare proroc, mare evangelie. Oh, mă schemat. Oh, oh. Ok. Hai și la noi, hai și la noi. Pompează lumea bani, numai să vii la noi. O dam în triantine, da. Lăcomia, la maxim. Și până la urmă, sexul. <laughs> e o jucărie pentru tine care tu ți-o poți permite, dar fratele Vasile, nu poate mă, că tu ești pe val. Și odată ciuda mândria și lăcomia, păcatul ăsta. Vorba unui evanghelist care a murit și care a fost prins după ani de zile. Îi spunea, fătucei, tu ești răsplata lui Dumnezeu pentru mine, că eu alerg mult. Ce satan e satan, așa e? Nimeni nu care dintr-o dată în groapă, Dă undeva mândria. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim smeriți. Amin. Să fim smeriți, frați și surori. Pentru că Domnul umblă cu cei. cu cei smeriți. Amin, frați și surori? Amin? Amin? Amin. Vedeți, când am primit pe Domnul Isus Hristos, firea noastră pământească n-a murit. L-ai primit pe Isus Hristos foarte bine, dar nu uita, firea ta pământească n-a murit. Trupul ăsta e nerăscumpărat încă. Duhul tău e mântuit. Dar e o altă lege în trupul ăsta. E plin de pofte și de păcat. Și ce zice Biblia? Să-ți răstignești firea acum, În fiecare, în fiecare zi. Uitați ce zice Biblia în psalmul 118 cu 27. Psalmul 118 cu 27 zice Biblia așa. Domnul Dumnezeu ne luminează. Legați cu funii vita pentru jerfă. Și aduceți-o la cornele altarului. În fiecare dintre noi există o vită. Și vitea asta este sălbatică, e firea pământească. Are coarne, are copite, are nazuri, are pofte. Și l-ai primit pe Iisus Hristos și acum ascultă-mă, firea asta nu moare. E un proces al sfințirii până la până la moarte, așa -i? Și ce să faci cu vita care e în tine? Știi ce să faci? Leagă firea pământească! Și adu unde? La crucea lui Hristos! răstignește acolo! Spune că Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu. Eu ăsta nu mai, Hristos trăiește în mine. Și viața care o trăiesc în trup, acum o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ascultă-mă! Ai un animal în tine și dacă te joci cu animalul din tine, vei deveni animalic. Nu fi indulgent cu tine. Nu fi indulgent, ci fi dur cu tine. Și ia-ți vita, ia-ți firea pământească și du-o la picioare crucii Hristos și urcă pe cruce. Amin? Amin. Problema noastră, știți care are frați și surori? Tătă viața stăm în fața crucii. Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, vine la crucea ta. Vom zice, nu te-ai săturat o să vii la crucea mea? Tot în fața crucii stai. Nu crezi că e timpul să urci pe cruce? Nu tot în fața crucii. Urcă pe cruce! Și ce să faci? Să nu mai trăiesc eu. Ce Hristos să trăiască. Doamne, ai milă. Amin. Și Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Amin? Amin? Statisticile sunt foarte dure. 90% dintre tinerii bisericilor noastre sunt dependenți de pornografie. Nu există nicio diferență între băieții din biserica noastră și ăia din lume. 50% dintre fete rog pornografie. 90% din activitatea pe internet, nu din conținut, ci din activitate, e pornografie. Mami, mă duc să-mi fac temele. Aha. Ai grijă? Cred că nu există păcat care să fure bucuria mântuirii și harul și puterea și ungerea spirituală. Mai teribil, ca și păcatul acesta. De aceea David nu zice, Doamne, dă mântuirea înapoi. El zice, Doamne, o am, dar nu mă mai bucur de ea. Doamne, dă nu mântuirea, Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Hai, drag tânăr, să mergem acolo. Nu pot. N-am chef. E rupt. El îl iubește pe Dumnezeu. Eu nu pun neapărat semnul de întrebare la mântuirea lui, dar cu siguranță păcatul te jefuiește de bucuria mântuirii. Dragi tineri, sunteți aici? Două mesaje am avut în cap, îi spuneam să țin, nu știu care să o țin. Dar asta vrea Domnul. Dragi tineri, băieți în mod special, că fetele n-au așa mari probleme ca și băieții în domeniul ăsta. Și fetele au procentajul mai mic. Dacă ești aici și ești necăsătorit și ai problemă cu pornografia, ascultă-mă, scapă de pornografie Înainte de căsătorie. Căsătoria nu te scapă de demonul ăsta. Scapă înainte. Nu că mă... Ascultă-mă. Nu scapi. Nu scapi. Scapă înainte. În Urmă cu mai mulți ani de zile, eram undeva în țară și vine un cuplu la mine, tânăr. Frate Gabi. Ia, săraca. Frate Gabi, frate, vreau să vorbesc cu tine. Ok. Ești căsătorite de trei luni și vreau să divorțez de soțul meu. What? Pe trei luni vrei să divorțezi de soțul tău. Da, frate Gabi. Eu stătea ca betonul, lemn. Era în altă lume. Dar de ce? L-am surprins că se uită la pornografie. Eu nu-s de ajuns pentru el. Normal că nu ești, mă. Normal că nu ești de ajuns pentru el. Păi el am de zi l văzut hectare de piele. Și tu, fata e cu minții cu batic, vin și te căstorești cu el și tu n-ai cum să concurezi cu iepele alea pe care le-au văzut pe internet. N-ai cum! La el excitația trebuie să fie acolo, dar tu nu poți să faci ce-a văzut el. Așa că m-am uitat la el și am zis că tu trebuie să scapi de asta. Tu trebuie să te pocăiești. Pentru că pornografia nu te scapă. Va adânci problema mai tare. Pentru că fata aia pocăită care ai luat-o din biserică, aia nu poate concura cu curvele la care te-ai uitat tu. Și clar că te vei duce să-ți iei doza de drog de acolo mai sus, de acolo și mai sus. Și zici ce să faci? rogă -te ca prin Duhul Sfânt să mortifici faptele trupului și să spui, Doamne, nu mai îmi dau mădularele mele unelte ale nelegiuirii, Și vreau să mă dau pe mine însumție, Doamne vreau să mă socotesc mor față de păcat, pentru că eu când l am primit pe Iisus Hristos în inima mea, eu chiar am murit față de păcat și am fost îngropat împreună cu Hristos și am înviat la o viață nouă cu Hristos. Identitatea mea e de biruitor. Cunoașteți identitatea. Fă un studiu pe Roman, capitolul 6, să vezi că tu ai murit față de asta. Că trupul e plin de păcat, e adevărat, dar în Duhul tău, la centrul de comandă, nu mai e satana, e Duhul Sfânt. Și acum lasă-l pe Duhul Sfânt care e în centru de comandă, în Duhul tău să conducă trupul ăsta și să nu-și mai facă de cap, să-l poți ține în frâu, pentru că tu poți tot un Hristos care te întărește. Ți s-o schimbat stăpânul. Când satana spunea înainte să-l primești pe Iisus, poftește, fa asta, fa asta, ia-i rob! Trupul ăsta făcea tot ce zicea stăpânul tău, satana. Dar acum zice, l-ai primit pe Iisus. Tu ai murit față de păcat, față de vechiul stăpân, la nivelul Duhului. Trupul încă e nerăscumpărat. Și nu mai vezi că ești mântuit și că ai aceleași probleme de înainte. Normal că le ai, că trupul e Dar nu uita, E o altă lege în tine, e legea Duhului Sfânt. Și când ăsta își cere drepturile, trupul ăsta păcătos, oh, gata, asta e să o schimba stăpânul, ascult de Duhul Sfânt, mă pot împotrivi, de ce? Pentru că am un nou stăpân pe Iisus Hristos. Lăuda să fie Domnul. Amin. Fă un studiu pe Roman, capitolul 6. cumpără comentarii. Mai lasă rilurile și Facebook și TikTok și citește comentarii biblice ca prin Duhul să mortifici faptele trupului. Roman 8, 13. Doamne ajută! și Doamne de izbândă. Am frați și suror? David se roagă și ce Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău ce îl spun. Vă place rugăciunea asta? I-am sănătate dacă vrei. I-am bani, i-am corona. Dar nu lua prezența ta de la mine. De asta Dumnezeu îl numește om după inima mea și după ce a păcătuit în faptele apostolilor. Îl numește tot om după inima mea. De ce? Pentru că omul ăsta cu adevărat s-a pocăit. Slăviți să fie Domnul! Poate totuși este în această seară cineva aici care a căzut în păcatul ăsta. Poate din cei care urmăresc live mesajul ăsta sunt oameni pe care diavolul i-a aruncat la pământ. Și întrebarea se pune. Mai este iertare? Mai este iertare? Există o pe legalistă e din ce în ce mai slabă. Și mă bucur de asta. Care zice, nu, nu, no, nu mai e iertare, nu dăm drumul la păcat în biserică, poți să plângi cât vrei, poți să, poți să, poți, nu mai există iertare. Până pică pruncul lor. <gângh> să vezi cum își schimbă teologia. Pe loc! Că așa e disciplina lui Dumnezeu pe aroganții ăștia legaliști, care nu da har la nimeni. Și Dumnezeu îngădui ca ei sau pruncii lor. Atunci, dintr-o dată, și-au făcut temele la teologie. Și-au văzut că, stai, stai, există har. Atunci ce să fac? Să păcătuim, să mulțească harul? Nici de cum! Dar dacă s-a întâmplat, avem la Tatăl Mijlocitor pe Iisus Hristos și sângele lui Hristos vorbește mai bine ca sângele lui Abel și nu există păcat sub soare pe care sângele Domnului să nu-l poată curăți. Când vine un tânăr și plânge și îl vezi că își dă plămâne afară și îi pare rău, știi ce zic eu în inima mea când îl văd? Și îi spun și lui, băiete, ești pe un drum bun, Dus Sfânt nu o plecat de la tine. Și de ce? Psalmul 27 cu versetul 8, dacă nu mă înșel, spune așa. Inima îmi spune din partea ta. Caută? Cine produce impulsul ăsta? Caută fața mea. Caută iertare. Zrobește-te. Cine? Din partea lui. Înseamnă că Duhul Sfânt luptă, nu? Asta e un că Domnul este cu ochii pe tine și te vrea răscumpărat. Și eu să-i spun asta, lasă-mă cu impulsul Duhului Sfânt. Lasă-mă cu Duhul Sfânt. În iad via tău. Satana vorbește până ei. Dumnezeul nostru este Dumnezeul oricărui har. Și dacă vede pe cineva că se pocăiește de păcat, Dumnezeu mișcă cerul și pământul pentru un om care se pocăiește. Și dacă este cineva aici căzut, să vii la crucea lui Hristos, să-ți mărturisești păcatele, să nu vii cu justificări ieftine, să nu vii să spui nu că știi că, să vii să stai din gură și să te smerești înaintea lui Dumnezeu, ca fiul risipitor. Vedeți, noi avem la evanghelizare această pildă. Și vorbim la nepocăiți. Mm. Nu prea facem bine. Și zice, mă, uite, un tată avea doi fii și unul plecat în lume și a trăit viața cum a vrut și acum a venit acasă. Și predicatul zice, oh, dacă ești departe de Dumnezeu, vină la Dumnezeu acasă. Jumate de adevăr. Nu e rău, dar e jumate. De ce? Pentru că textul ăla, parabola aia, vorbește despre un tată care a avut un fiu. Fiul avea ADN-ul lui tata. Vorbește de unul care a avut părtășie cu tata, care a sta la masă cu tată vorbește de un de nostru. Un fiu risipitor care l-a cunoscut pe tata. Dar care se întorce înapoi. Și cât s-ar tatălui meu și vine înapoi. Dar nu vine cu porci după el și cu amantele după el. Și vine în zdrențe, vine cu pocăință și îi spune, am păcătuit împotriva cer, nu mai sunt vrednic. Și ce face Dumnezeu când își vede fiul că se întoarce înapoi? Știi ce face? Îi dă înapoi inelul, autoritatea pierdută. Îi dă înapoi haina, identitate nouă. Îi dă încălțăminte, un destin nou taie vițelul și să ne bucurăm de ce fiul meu s-a întors acasă și s-a întors cu pocăință. Avem un Dumnezeu al Harului, frați și surori? Nu vorbesc de slujire, vorbesc de mântuire. Poate Dumnezeu să ierte păcatul ăsta? Dacă este cineva căzut, dacă este cineva care nu știa că Dumnezeu... Satana spune că nu mai poți. Fi iertat. Iisus Hristos și gata să te ridice. Domnul poate să-ți ierte păcatul și să-ți scurete, uh, uh, nelegiuirea ta și să-ți șteargă lacrimile și să-ți dea un nou început, lăudat și onora să fie Domnul. Amin, îmi și suror? Amin. Prin asta dăm noi drumul la păcat în biserică, ferească Dumnezeu. Dar dacă s-a întâmplat, spune Biblia, există un mare mișlocitor care a stat pe cruce șase ore și pentru păcatele mâinilor noastre a primit piroane în palme, ca mâinile noastre să fie curățite de sângele din, din palma lui. Pentru păcatele minții noastre a primit o coroană, pentru că păcatele minții noastre să fie curățite de sângele prețios al lui Iisus. Pentru inima asta neagră a primit o suliță, ca inima asta să fie curățită prin sângele Lui. Pentru trecutul nostru murdar, Hristos a luat bice fără număr, ca trecutul nostru să fie curățit prin sângele de pe spatele Lui. Frați și sorori, există răscumpărare din belșug. Hristos a plătit penal păcatele noastre și sângele Lui ne poate curăți de orice păcat. Lăudat să fie Domnul. Amin? Frate, zice. Am făcut-o înainte de căsătorie. Mai pot avea binecuvântarea lui Dumnezeu? Sau voi fi toată viața sub blestem? Mai poate bine sau o să-mi dea Dumnezeu copii nu știu cum? Frate, ce să fac? Și vă rog să mă ascultați cu mare atenție. Rău ai făcut. Dacă ai făcut. Dar ascultă-mă. Osea capitolul 14 cu versetul 1. Osea 14 cu 1. Biblia spune așa. Întoarce-te, Israele. La Domnul Dumnezeul tău, că ai căzut prin nelegiuirea ta. Nu da vina pe nimeni, asta îi place Dumnezeului David. Împotriva ta am păcătuit, îmi cunosc bine fără de legea mea, zidește în mine o inimă curată. Că ai căzut prin nelegiuirea ta, versetul următor. Aduc cu voi, aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul, dar întoarceți și spuneți iartă. Iartă toate nelegirile noastre. Primește-ne cu bunăvoință. Și îți vom aduce în loc de tauri lauda buzelor noastre. Versetul 4. Versetul 4 spune Biblia așa. Ce face Dumnezeu când cineva vine cu cuvinte de căință? Ce face Dumnezeu? Blăstămate și toată viața de aici încolo. Legalismul spune asta. Uite ce zice Dumnezeu, ce zice Biblia. Și asta e încă vechiul legământ. Ce face Dumnezeu cu toții? Și le voi vindeca Vătămarea adusă de neascultarea lor Îi voi iubi cum? Cu adevărat Că și mânia mea s-a bătut de la ei Versetul următor Voi fi ca roa pentru Israel El va înflori ca și crinul Va da rădăcini ca libanul Ramurile lui se vor întinde Mărăția lui va fi ca măslinului Miresmele lui cale ale libanului Iarăși vor locui la umbra lui Iarăși vor da viață Iarăși vor înflori ca via Iarăși vor avea faima vinului din mine. Iarăși, iarăși, de ce? Pentru că iubesc cu adevărat. Și vindec vătămarea și curăț. Lăuda să fie Domnul. Lăuda să fie numele Domnului. Da, frați și surori, păcatul ăsta, cum am spus în prima parte, și a doua și a treia parte a predicii, este un păcat mare. Lasă cicatrici. Dar la Dacă cineva a căzut și vine cu pocăință, reală, nu cu un vârtel, nu cu sucel, Dumnezeu Poate. Să ierte. Dumnezeu. Nu numai că poate. Dumnezeu vrea să ierte. Amin. Amin. Când mă duc așa prin biserici, vin tot felul de băieți. Frate, să rog. Frate. Ok. Și le spun ceva. Mai vine așa câte un predicator de ăsta carismatic, indian, zic și eu, sau mai știu eu ce nație, nu dăm nume de nație. Și vine la biserică sau la tineret și predică despre păcatele astea sexuale. 99% dintre ei care fac chemare și cheamă pe toți băieții, fetele care îți să vină în față, că Domnul îi liberează, 99% o fac din mândrie. Nu le vorbi Domnul. Băieți, fetele, dacă sunteți aici, și vă luptați cu așa ceva, nu ieși în față dacă ai probleme cu așa ceva. Mă duc peste tot în lume și îmi spun băieții, frate Gabi, o venit predicatul cu tare. Și mă lupt de atâți ani. Și am vrut să scap. Și am știut că mă fac de rușini și mă vezi în tătă biserica. Eu te ies în față. Eu ies în față. O, oricine ce zice, eu ies în față. Vreau eliberare. Toți care am întâlnit fără excepție spune, n-am fost eliberat. N-am fost eliberat. Ascultați-mă, eu nu zic 1% să fie ceva călăuzire. Toți o fac din mândrie. Nu ieșiți în față. La păcatul ăsta. Îți spun de ce. Băieți, mă ascultați? Fetelor, mă ascultați? Îți spun de ce să nu ieși. Pentru că Dumnezeu în timp te va elibera. Se întărește omul dinăuntru și slăbește firea pământească și Dumnezeu te va elibera. Dar sora Mărioara, fratele Vasile, sora nușca fratele George să vă uita la cine și va zice Asta cântă. Oamenii nu te uită. Dumnezeu, da, e liberat. Dar oamenii nu te va uita. Oamenii să răi. Ai problema asta? Nu ieși în față. Repet. 99% o fac din mândrie. Să arate ce succes. Cât o ieșit în față? Normal, frate, că să-ți rupți. Și ce să faci? Du-te într-un birou pastoral. Vorbește cu cineva care are fermoar pe gură. Spune, frate, uite, asta e rana mea. Roagă-te pentru mine. Fii discret și Dumnezeu îți va da izbândă. Amin. Amin. Amin? Amin? Aș vrea să ne rugăm înaintea Domnului. Și aș vrea să venim înaintea Lui, ne rugăm pentru noi, ne rugăm pentru copiii noștri. Ne rugăm pentru slujitor, Doamne, păzește-ne. Dumnezeu m-a păzit. Pe scurs să vă spun, am stat în chirie singur. Am plătit trei ani de zile cablu de internet și de televizor fără să mă folosesc de ele. Am tăiat cablu și am plătit amândouă. Le-am plătit trei ani de zile și am zis eu nu mă folosesc de ele pentru că nu vreau să mă pun pe un topogan și să tot să alunec, să vreau să ies. Am zis, Doamne, vreau ungerea Ta, vreau puterea Ta când mă ridic. Și am făcut lucrul ăsta încă de când eram necăsătorit și am stat în 13 chirii în 13 ani de zile până, până m-am întâlnit cu soția mea, cu Ana. Și am plătit, dar Dumnezeu mi-a dat bani. Știți ce s-a întâmplat când am făcut lucrul ăsta? Când Dumnezeu mi-a vorbit din Ezechiel, capitolul 8, când Duhul m-a luat de zulufi capului și m-a dus în vederii Dumnezeu și mi-a arătat idolul geloziei care stârnește gelozia Domnului și a zis Dumnezeu, scoate totul afară. Eram cu sora mea într-o chirie, scoate toate afară ca să nu-ți iau ungerea. Am plâns ca un copil și am zis, Doamne, și dacă mi-o iei, poți să faci ce vrei, dorința ta e o poruncă pentru mine. Și m-am dus la RDS și am zis, tăiați în cablu. Și au zis, nu, numai dacă vin proprietarii, sunt Spania, procură. Cum se pune pe ei să plătească, să-i taie lor? M-am dus și am tăiat cu cuțitul și am zis, Doamne, dăm bani înapoi dacă vrei, dacă nu treaba ta. Dar, Doamne, vreau să fiu dur, vreau harul tău și vreau ungerea ta peste viața mea. Frați și surori. Nu mă laud cu asta, e un har care Dumnezeu mi l-a dat și este o călăuzire a Duhului Sfânt. Dar ascultați-mă, nu există păcat. Pe unde mă duc? Nu există păcat care să fure mai tare puterea spirituală ca păcatul ăsta. omoară -l! Că dacă nu, te omoară el pe tine. Știți ce s-a întâmplat după ce am făcut decizia asta? La câteva săptămâni. Frate Gabi, n-am pe nimeni în Australia. Frate Gabi, vii la o conferință. Frate Gabi, în America, vii la conferință. Frate Gabi, Dumnezeu cinstește pe cei care cinstesc. Și Dumnezeu mi-a deschis uși pe care nici tata, nici mama, nici, nici cei mai bogați oameni din Betel n-ar fi putut să mi le deschidă. Nici unul măcar. Ce uși a deschis Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu onorează pe cei care onorează. Și Dumnezeu disprețuiește, zice Biblia, pe cei care disprețuiesc. De aceea, frați și surori, dragi tineri care suntem aici, repet, dacă David a căzut, cel mai blavios, dacă Solomon a căzut, cel mai înțelept, dacă Samson a căzut, fiecare dintre noi, începând cu mine și până la ultimul, să vegem ca Dumnezeu să ne păzească și să sfârșim alergarea nu cu bine, ci cu bucurie. Amin, haideți să ne ridicăm în picioare.